Salut! Sunt George Bonea și a Da. E prima de când mă bâlbi. Da, asta e. Pare rău. Acum fac asta. Salut, domnul, mă bucur să te văd. Alex Bogdan sau... Alex Doppelganger, și mai bine. Și mai bine de atât. Am ținut minte o chestie care mi-a intrat la suflet de curând. Păpușarul globist al elitei mondiale. Da, asta... Păi, mi-am notat bine? Băi, deci am repetat-o până să-i... Deci păpușarul globist preferat al elitelor mondiale. Da, deci tu ești. Tu ești păpușarul. Eu sunt unicul. Unicul inegalabil. Și chiar o să încep să mă mândresc cu chestia asta. Dar spuneai că o să mergi la agățat cu replica asta sau ceva de genul ăsta în citit pe Facebook. Da. La un moment dat o să și merg cu ea. Cred că merge. Plus... E bună. Vrei să... Da. Nu, sunt atât de greșit. Vrei să bei o cafea cu păpușarul? Da. Ce faci, domnule? Uite, ce să fac. În general, bine. Nu, ai prins foarte bine. Printre toate, de fapt, cred că sunt unii din oamenii care duc chiar bine, având în vedere toate întâmplările tumultoase care se petrec în jurul nostru în ultima perioadă. Ba, un virus, ba, o încălzire, bală, ba... Tu ai mereu sursă de inspirație, cum ar veni, nu? Băi, să știi că... Chiar asta și mă gândeam până să vii, că mă uitam la Last Week Tonight, vorbea despre coronavirus și băi, incredibil, deci... Efectiv, Alex are absolut mereu subiecte. Da. Mai ales când e vorba de chestii de genul ăsta serioase, că tot ai adus vorba de coronavirus. Am avut surse, nu surse, am avut, ba da, surse, ca să zicem așa, destule de, pentru idei. Că au apărut conspirații, uite așa, imediat, în secunda 2. Bine, conspirații apar la orice boală de genul ăsta. Uite, ca să-ți dau un exemplu, cu virusul HIV. Da. Încă sunt oameni care cred 100%, 150% că a fost creat în laboratoarele americanilor. Păi, eu la un moment dat am început să mă opresc din a mai, nu știu, chiar documentat despre anumite chestii. Adică mi-am luat doza de informare dintr-un punct și am zis, asta e. Deci rămân aici. Că dacă aflu mai mult, dacă încep să intru pe forumuri, dacă încep să intru în discuții cu oameni, nu ajung nicăieri bine. Și de asta legat și de coronavirus. Am citit câteva păreri al unor medici, am văzut și câteva păreri pe principiu, nu e atât de grav, adică nu știu dacă ai remarcat, dar au fost și câteva medicale, că nu e atât de grav, stai că fierbe apa pentru ceai, dar în rest am zis, bă, mă opresc la cele câteva opinii, că dacă, adică tu nu te simți cumva împresurat de toate... Ba da, și câteodată chiar sunt relativ obositoare, dar ce să le faci? N-ai ce să-l faci. Și bine, nu mă ocup cu ele neapărat în speranța că, uite, acum imediat o să-i conving, știi? Bine, dar chiar îți pui baza că o să-i conving? Adică asta e... Eu acum, în momentul de față, nu. Acum, imediat, în momentul ăsta. Mi se pare o strategie proastă să crezi că o să-i convingi și așa imediat. Dar... puțin câte puțin, dacă tot vin informații din toate părțile, pe o perioadă mai lungă de timp, o să ajungă să se răzgândească. Că și eu când eram, firește, în perioada liceului sau așa, eram, uite, până aici cu pseudoștiință și cu paranormal. Paranormal în special, pentru că știi cum e. Aolo, mi-aduc aminte că era revista Dracula. Exact, mama, aveam, uite, atâta team. Da. Și cum îl cumpăram eu, nu? Piramida de Bucegi. Da. Și oameni care s-au născut, sirene. Wow, de erau numai... Vezi că au niște numere, la Kitsch Museum acolo, au niște numere agățate de pereți, dacă vrei să retrăiești... Da, și eu mi le cumpăram, doamne, ce copil prost eram. Da, cred că în continuare mai e. Nu știu neapărat dacă revista Dracula, dar ceva în stilul ăla cred că am văzut. Cred că mai sunt, da, bine, cred că s-au mutat mai degrabă pe online și bine, în ziua de azi oricine își face un blog și e mult mai ușor. Dar nu e descurajant să vezi că în continuare tipul ăsta de mentalitate prinde? Și mi se pare că mai mult ca oricând. Sau probabil e internetul care am prins. Eu cred că internetul mereu a fost și mereu or să fie, adică și dacă te uiți, de exemplu, mă uitam la documentare un pic mai vechi din anii 70-80 cu Carl Sagan, cu James Randi, care au luptat și încă luptă James Randi, că încă trăiește, împotriva pseudoștiinței și mereu au fost. Până în anii 1800, de exemplu, erau ăștia cu spiritismul. Deci erau până aici cu spiritismul. Și era Harry Houdini, care încerca să, faimosul iluzionist, care încerca să îi... Pe duce pe oameni, știi? Să nu mai creadă în astfel de chestii.
Da, nu știam că a avut și rolul ăsta. Lupta împotriva șarlatanilor de când, nu mai știu, i-a murit o rudă, ori mama, ori fratele, cred că o rudă, o mamă, mama. O mamă. I-a murit una dintre mame. Una din cele... Da, și s-a pus rău pe șarlatanii ăștia care tot spuneau că vorbim cu rudele tale, cu nu știu cum, nu știu ce, știi? Și mereu a fost, da. Și descurajant, n-a zice că e, din nou, dacă gândești din perspectiva asta că, băi, trebuie acum, în momentul ăsta, să-i, știi, să-i conving, n-o să-ți... Mie mi se pare descurajant că i-au plecat la drum cumva cu gândirea asta. Adică în continuare mă uit... Sunt foarte mulți oameni care urmăresc Olivia Ster și toate persoanele astea influente în zona, nu știu, da, mereu or să fie, da, e ușor, e foarte ușor, printre altele, că sunt o grămadă de cauze și mulți, o grămadă de factori pentru care oamenii cred în chestiile de genul ăsta și unul dintre ei este că e ușor, adică, serios, de ce să stai să-ți bați capul cu, nu știu, cu tot felul de, să înțelegi cum funcționează un virus? Ba, adevărat că e greu. Și eu citindu-ți blogul într-o perioadă îmi dădeam seama că nu mă duce capul să înțeleg, dar nu mă aruncam în tabără cealaltă, dar îmi dădeam seama că am o limită. Sunt unele chestii la care nu avem acces, nici măcar eu în sens, mă dau ca exemplu în sensul că sunt cumva sunt pasionat de chestiile astea. Că nu ai acces la informație sau? Am acces în sensul că nici eu nu pot să înțeleg unele chestii, pentru că ai nevoie de niște educație ceva mai serioasă, exact. Știi? Adică, bine, hai, am acces, găsesc un studiu științific, de exemplu, dar nu garantează nimic că o să înțeleg, pentru că nu înțeleg limbajul specializat și alte chestii de gen. Dau ca exemplu general. Că... Dar e vreo conspirație care în continuare te pune pe gânduri? Una la care să aderi și tu? Vreodată ți-ai făcut așa un fel de mea culpa la modul, ok, pământul e rotund, vaccinurile sunt bune, da, eu cred că, nu știu, există un tunel dacic, poți să rămâne, habar, dau un exemplu. În momentul de față, nu știu dacă e sincer, bine, eu sunt perfect convins că fiecare om are o chestie pseudo-științifică, nu neapărat conspirație, dar o chestie pseudo-științifică sau paranormală în care crede, știi? Și sunt convins că și eu am, dar... În momentul de față, nu știu să... Eu mi-am început să-mi pun problema asta din punct de vedere politic. Adică am început așa cumva să dezvolt un gând că, bă, cred că anumite lucruri sunt mega bine aranjate din punct de vedere politic. Adică deja nu mi se mai pare nimic întâmplător, nici când apare un politician sau altul, când răsare un salvator de stânga sau de dreapta. Da, da, da. Stau și mă gândesc, bă, știți, mega gândiți acolo. Și... Din punct de vedere politic, accept această, știi... chestia. Adică chiar când vine vorba de politică, e politică, nu e știință, știi? Da, corect. Aici chiar sunt jocuri, se știe, se așa. Și da, ai putea să spui că e. Dar eu personal nu mă bag în chestiile în care nu am încredere că am înțeles ceva, știi? Corect, corect. Și de-aia în politică nu prea mă... Nu comentez politica pentru că... Chiar am înțeles că tu nu prea îți dai părerea pe partea politică. Nu, pentru că nu înțeleg, nu-mi place să vorbesc. Da, știu că e ideea, că băi, păi, dar de ce nu te interesezi, de ce nu înțelegi? Da, presupun că votezi sau nu? Da, bine, chestiile de bază, de exemplu, să fiu atent la nu știu ce candidat, cu cine să aș putea să votez, îți dai seama că da. Dar în rest, mai departe de nu știu ce face, nu știu ce partid în interiorul lui și știi? Da, da, asta oricum depășesc pe foarte mulți oameni. Și aici este și o problemă legată de așteptările oamenilor în general în ziua de azi. Mulți se așteaptă să creezi, să activezi în 500.000 de cauze. Că și balenele, că și urșii polari, încălzirea globală, politică și nu poți, n-ai atâta energie încât să te implici în toate chestiile, știi? Dar chiar am remarcat chestia asta. Mi se întâmplă și mie acum, când am o plajă mai mare de urmăritori în online, sunt foarte mulți oameni care mă bombardează cu, uite, promovează și mie cauza, am și o rudă care are nevoie de nu știu ce, am și eu. Și... Sau și mă gândesc, bă, dacă ai răspunde tuturor, ai deveni efectiv un fel de pagină de ziar, da, da, cu anunțuri de ajutor, căței, leucemici, cancere, operații
Și mi se pare foarte greu să faci față la toate astea. În primul rând, tu ca spectator. Adică dacă intri pe o pagină de Facebook sau și vezi numai drame, oricum nu știi ce să alegi. Da, da. Și de asta mi se pare incredibil. Dacă paranteză, zilele trecute mă contactase cineva care a reușit altfel să mă convingă să-i promovez cauza prin simplu fapt că spunea că plătește influenceri. E o platformă de influenceri unde sunt tot felul de branduri și brandul spune, uite, promovează în hârtiuța asta și eu îți dau X sumă de euro, știi? Și am văzut acolo că a intrat această cauză pentru o fetiță care are nevoie de operație și spunea că dă 50 de euro influencerului care face o postare sau... Da. Și am, bă, cum e că dați bani ca după aia voi să luați bani? Adică n-are sens. De ce faceți asta? Și am, nu, dați aia 50 de euro, nu mai dați nimănui bani. Da, da, exact. E stupid. Și lăsați-i pe oameni să vă promoveze cauza, nu știu, dacă cred în ea și... Da, de asta era, wow. S-a ajuns până în punctul în care dai bani ca să cer bani. Și eu sunt mega curios dacă a acceptat cineva suma aia. Cred că probabil cineva o să 50 nu... de euro postare, 50 de euro. Adică... Amor, 50 de euro... Bine, după aia dacă îți le trebuie... Îți iau de chipsuri. Păi dacă le trebuie, stai mă, că am făcut bustare pe postare ca să ajungă la mai mulți oameni, vrăjeală de asta de influencer de Instagram și de Facebook. Nici nu mai boostez postări... În esență, oricum, nu cred că ajută. Uite, o conspirație la care, de altfel, ader cu chiar cu plăcere. Da, nu, asta am observat și eu, că nu prea ajung. Adică dai boost, post și, nu știu, bagi $5, să zicem, pe două zile, ar trebui totuși să fie, să se vadă că e o diferență, cumva, dar... Nu, ajunge tot aia. Cum e să fii tu un influencer al... oamenilor atrași de știință, nu știu cum să o zic, colegul, al oamenilor deștepți. Băi, am oroare de termenul ăsta de influență, după cum am mai zis-o, la un moment dat, ar să-i dăm cezarului ce al cezarului, adică din moment ce încerci să educi pe cineva, automat influențezi. Deci... Da, influențezi, tu practic convingi oamenii să cumpere ceva, că vine vorba de cărți sau de... Da. Ce să, cum să fie... Te oprește lumea pe stradă și Bogdan, Alex, da, zici ceva deștept. Mi s-a întâmplat de câteva ori și mi se pare foarte drăguț. A, nu te deranjează? Și eu, nu mă deranjează, numai că eu sunt la modul ăla, sunt omul ăla care atunci când îi se oferă un compliment, zicea de genul zâmbește tâmp și zice mulțumesc, că nu știi ce să zică mai de... Da, și după aia mă simt prost, că mă gândesc, bă, dar mulțumesc ăla, să nu fii părut, nu știu cum. O să zică că sunt arogant. Da, exact. Și pe ăsta mulțumesc. Ori eu, nu, chiar mi s-a întâmplat, mi-au zis oameni că te-ai ajuns? Părea arogant, că nu știu ce, dar... Să aduc ceaiul. Sunt în general timid, știi? Păi, știu că asta explicam și eu la un moment dat, că nu sunt foarte sociabil când mă opresc cu oamenii pe stradă. Dar e un sentiment drăguț abia după ce au plecat. Da. Atunci ești, băi, nu cred, ia uite, mă știe lumea. Da, da, este... Da, bine. Și eu apreciez pe oamenii ăștia, adică chiar apreciez foarte, în caz că ascultă careva. Opriți-mă, domnule, pe stradă. Da, opriți-mă și să știți că apreciez. Și dați-mi și 50 de lei. Sau? Da. Nu e ok, că îi dau pe prostii, nu-mi dați bani. Da, care e ultima prostie cumpărată? Băi, probabil niște, nu mai știu care au fost, dar oriceva pe muzică, oriceva pe board games, că astea sunt hobby-urile mele. În ultima perioadă. A, vezi, avem ceva în comun. Ce? Cu muzica și cu... O simtesc că frigea mai bine. Mersi. Anic, nu te dau în judecată. A, da. Cu muzica? Mai să știi că nu cheltui bani pe muzică. Nu cheltui bani pe muzică? Nu, adică îmi plătesc Spotify-ul. Dacă se pune. Nu, de făcut muzică. De... A, instrumente și asta. Bă, din punctul ăsta de vedere, nu, sunt cam o lepră. Da. Colegii de trupă investesc în scule, aparatură. Ca solist ar trebui să mă duc la canto. Și na. Și ar trebui să-mi repar chitara, ukulele, care e defectă deja de vreo două luni. Și am tot zis că hai că mă interesez să văd la ce nene o duc, că i s-a dezlipit un fir în interior. Și mai face contact și am tot uitat. Da. A, investesc în podcast. Da, de se pune și asta. Deci, se pune și da, nu e treabă de muzică, dar fac chestia asta. Da, mereu. E, cred că e adevărată ideea. Dacă vrei să îți ții copiii să nu ia droguri, învață-i să facă muzică sau ce, fotografie sau astronomie sau așa. Ceea că dai la bani. Că sunt mulți cântăreți care bagă droguri. Da.
Aia, adică... au bani și de una și de alta. Sau măcar vorba aia, bani de lucrurile alea bune. Ieftin. Da, și asta e adevărat. Cum e cu trupa? Am văzut că aveți ceva, o pauză acum. Da, păi avem fiecare pe treaba lui. Și nu o zic la modul chiar foarte tare. Că colegul de trupă Narcis are, deja activează și activează mult mai des în Jurjac, în Turet Rulet. Okay. Și eu am treaba mea cu cartea și cu scrisul, știi? Și e foarte mișto. Mă bucur că avem fiecare ce să facă și... Păi și a spus-o cumva pe hold, trupa, sau? Nu în mod oficial, nu la modul de... Adică ne întâlnim, mai facem ceva, niște drafturi, niște chestii de melodii, dar nu ne mai vedem atât de des, știi? Am înțeles. Bă, vreau să te întreb o chestie, dar să nu mă înjuri. Nu te înjur. Voi ați cântat la Onda, la un eveniment al primăriei? Băi, nu mai știu, că am cântat la multe. Iartă-mă pe mine. Am cântat și în Giurgiu, la aia se pune... În Giurgiu, la un eveniment al primăriei? Da, erau... A, zis, ați avut mai multe? Da, îți dai seama, ne-am vândut. A fost așa vreodată un sentiment de băi, ne-am vândut sau luăm bani de la primărie? Sau... Eu te întreb chestia asta pentru că am tot scris de-a lungul timpului și pe blog despre trupele care cântă în sectorul 5 la tâmpitul ăla care face spectacole în Parcul Sebastian. Și am, bă, cum e sentimentul ăsta? Mai ales Tu mai știi la ce eveniment am cântat? Că eu nu mai știu. Ceva creative. Parcă ați cântat cu Dubioza. Creative Fest? Creative Fest, da. Ceva parcă cu Dubioza Colectiv. Pe care am auzit și eu acum câțiva ani tot în București aduși de Firea. Și mi s-a părut așa foarte trist într-un fel că i se apucase pe scenă să înjure politicienii. Uh-huh. Și am, bă, cine v-a adus? Uh-huh. Adică dacă v-ar fi sunat de la vreun club să veniți să cântați, probabil n-ați fi venit. Și așa o primărie a avut bani să vă dea să veniți. Și era chestia asta, chiar era o întrebare la modul... Da, nu știu. V-ați spus voi în trupă problema asta? Nu, personal nu. Adică, nu știu... Cred că de multe ori e vorba și de o disonanță cognitivă la artiști. Posibil. Adică garantat, uite că ziceai de... Eu recunosc că am de multe ori și eu am disonanțe cognitive. Dar cred că toți avem. Da. Și nu știu, Creative Fest-ul nu l-am internalizat ca un eveniment al primăriei neapărat, știi? Nu știu... Mă gândesc că sunt și niște nuanțe când vine vorba de evenimentele primăriei. Știi? Sunt nuanțe, dar știu că la un dat mai scrisese cineva despre Creative Fest, că a fost, și mi s-a părut o explicație destul de pertinentă. Firea își construise, sau hai să zicem PSD-ul, își construise o imagine politică ca fiind partidul care organizează evenimente artistice doar pentru 45+, știi? Uh-huh, uh-huh. Și bă, ce facem? Că avem nevoie și de public tânăr. Uh-huh. Și nu putem să spunem organizat de Primăria București, pentru că Primăria București înseamnă Firea, înseamnă PSD. Da. De acolo a apărut acest subbrand care a știut foarte bine cumva să crească pe lângă, știi? Uh-huh. Suntem și nu suntem ai primăriei, noi suntem o aripă tânără, dar în esență tot bani de la primărie sunt, știi? Uh-huh. Și de asta stăteam și mă gândeam, bă, într-un fel sau altul și bula anti-Firea cumva i-a dat un vot, știi? Prin prezența la astfel de evenimente care tot dăm banii primăriei sunt. Da, înțeleg ce zici. Dar eram curios pentru ce tine / voi dacă ați avut vreodată într-o discuție. Da, nu ți-am zis, eu n-am internalizat-o ca fiind un... acum se poate înțelege din asta, știi? Da. Da. Orice, dar personal n-am internalizat. Știi și tu, sunt multe oricum... chestii pe care nu le internalizezi ca într-un anumit fel, nu le gândești uneori cum faci. Că așa am cântat și la, nu știu, am cântat și la baluri ale bobocilor, am cântat și la tot felul de evenimente și de multe ori e ceva de genul, bă, hai mă să cântăm. Știi? Și eu că e și pofta aia. Exact, uite, asta e o nuanță care ar putea suna scuză, dar suntem o trupă relativ începătoare, știi? Avem două albume, dar suntem tot trupa underground și în momentele alea ești ceva de genul, hai mă să cântăm și noi. Știu, din păcate... Nu mai faci nazuri. Da. Nu știu dacă și voi ați resimțit chestia asta, dar și eu vorbeam cu băieții în trupă, că mi se pare că după momentul colectiv s-a schimbat cu totul ce înseamnă să ai trupă în România, la nivel de concerte.
Adică mi-aduc aminte că până în colectiv, când mergeai prin centru vechi și oricum, dacă îți mai aduce aminte de pe Facebook, era săptămâna și trupa din underground care susținea un concert undeva. Da. Avea un beci, ceva, undeva unde se cânta. Suburbia și da. Exact. Băi, și nu mai există. Acum, numai cover band-uri, numai karaoke și numai party-uri. Și doar când o trupă face un eveniment în sine, e concert, dar nu mai e concerte. Da, s-a schimbat mult climatul. Eu cu... Deci noi, Harlequin Jack, cântăm de prin, nu știu să zic, 2014, ceva. Deci nu, dar înainte de asta am cântat cu trupa Eloise, în care esențial eram aceiași membri, știi? Dar au mai plecat unii, am rămas alții, știi? Și cântăm de prin 2008-2009, ceva de genul, în București. Oho, un concert a fost în Suburbia, în deschidere la OCS. Și al doilea a fost în deschidere la Blazaj. Nu știu ce treabă aveam cu Blazajul, dar... Când zici de Suburbia, te referi de... Ăla vechi, de centru vechi. De era de... undeva la etajul 1? Nu, ăla de era la subsol, care, vis-a-vis de actualul Dristor Kebab. Ăla. Era la subsol, nu era sus? Nu știu care era la subsol. No, mai. Și eu știu fix în același colț, că era pe colț, că era sus, cum. Da, era atât și, de... Și referitor la public... Venea publicul în fiecare săptămână, nu conta că ești trupă nouă, că în momentul ăla, deci noi am început, am fost fix în valul ăla nou de indie cu... The Mods. Nu, că ăștia erau deja consacrați. Erau cunoscuți, da. Cu Robin and the Backstabbers, deci efectiv am început cu Robin and the Backstabbers, Toulouse-Lautrec, Mushroom Story și o grămadă de alte trupe care... Unele au rezistat, altele n-au rezistat și venea lumea. Deci nu conta că erai trupă nouă sau nu, venea lumea și era full beciul ăla sau mansarda. Era prima, precursorul controlului modern a fost mansarda lui Jumbo, The Loft. Dar nu The Loft-ul ăla care e acum. Da, asta nu cred că știu. Mansarda asta nu cred că știu. Da, am fost și noi odată. Și era lume. Și, și acum, nu știu, acum... Bă, nu venim că plouă, bă, las că-i party, las că... Efectiv, nu pot să pun, știi, pinpoint motivul pentru care acum nu se mai iese atât de des la concerte. Mă refer mai ales în zona underground. Adică, doar nu stai acasă și le asculti piesele pe Spotify, doar nu-i viața mai distractivă dacă te uiți pe Netflix. Da, da. Doar nu o să iei foc ca în colectiv. Adică, care-s motivele pentru care nu ieși măcar o dată pe lună? Că dacă ne uităm pe cifre, ar trebui acum să-ți permiți. Dacă la 18 ani îți permiteai pe banii părinților, bă, acum ar trebui să-ți permiți 25 de lei. Acum, ca să clarificăm, vorbim de trupele underground, nu? Că da. Posibil să vină cu oameni care să comenteze. Nu. Zică, vorbesc strict... Uite că merge la Nouvel Vague, la... Nu. Vorbesc strict din zona de underground. Mm-hmm. Da. Și ajung să mă întreb, bă, mai sunt trupe în underground? Că dacă nu se mai duce lumea la concertele lor, nu mai sunt, mai ales, doamne, mai ales la metale și pancărel și așa. Pancărel? Pancărel? Nu mai sunt pancărel? Nu mai sunt. Adică aș mai fi auzit mai că sunt mai... Underworld în... Ce mai aduce de prin străinătate? Și sunt mereu cam aceleași trupe pe care le rulează românești în deschidere. Mm. Cred că brute... Acum vorba ta, să nu se înțeleagă că dai neapărat vina, că dăm neapărat vina pe public, știi? Nu, dar pe aia încerc să-mi dau seama că până la urmă, că dăm vina sau nu pe public, el nu mai vine, știi? Da. Și încerc să-mi dau seama care e motivul pentru care oamenii nu mai ies. Mi se pare așa că a dispărut plăcerea de a descoperi o trupă nouă, știi? Mm-hmm. Dar în mediul ei. Că uite, de exemplu, în cazul trupei mele, mi s-a spus cei care au venit la concerte, au zis, bă, la concerte sunați net mai bine decât pe înregistrări. Pentru că e energie, e da, corect, un alt da. Vibe, probabil și un alt BPM la care cântăm, mai mult ca sigur. Mult mai mult BPM. BPM-ul e... Da, și cum să-i fac eu pe oameni să înțeleagă că, bă, poate descoperiți ca o trupă într-un mediu mult mai bun dacă veniți la concert, nu dacă îi ascultați pe YouTube. Băi, mă gândesc cumva că ăștia care sunt în generația noastră, ăștia din generația noastră. Ai care acum au 30, așa, da, în zona 30. Deja au cam obosit. Eu personal, eu sunt tipul de om care nu ar veni nici la concertele lui, dacă n-ar trebui să cânte. Dacă trebuie. Da, exact. Așa sunt de fiecare dată. Vai, bine, dacă trebuie, hai că vin.
Pentru că mulți probabil nu vin pentru că se gândesc, băi, n-am chef de gălăgie, n-am chef de aglomerație. Măcar de-ar fi. Mai dau 100 de lei pe 3 beri în seara asta, știi? 100 de lei de ăștia noi să nu se înțeleagă că vorbim de aia. Da, da, da. Și cam asta. Ori ăștia alalți mai tineri, mă gândesc, speculez, ăștia sunt cu trupele lor, ce să, știi? Păi da, dar nici trupele lor nu cântă atât de des cum cântau trupele noastre, cum ar veni. Sau probabil nu mai are rost să cânți atât de des, că doar faci pe YouTube și de acolo îți vin bani. Mai faci un Patreon? Eu am văzut că există și o preferință pentru strict pentru anumite trupe. Adică vine trupa X, nu dau nume, dar vine trupa X și trupa Y. Vin trupele X și trupa Y care... Și știi cântă... că nu trebuie să te cenzurezi dacă vrei zici un nume de trupă? Nu vreau, dar sunt anumite idei. Ideea că există, știi? Nu îmi imaginez eu, nu e ceva ipotetic. E trupa X și trupa Y care cântă o dată la două săptămâni, o dată le vezi pe toate afișele, știi? Ok. Afișurile. Și oamenii se duc doar la băia. Și când e să te duci la alte trupe, nu știu mă, că nu știu, nu știi? Da, e posibil să fie așa o reticență. Acum, firește, generalizăm. Adică mie mi se pare că e de la sine înțeles acum că generalizăm, că sigur sunt o grămadă de alți oameni care se duc la trupe noi, se duc la... Știi? Cel mai probabil, da. Dar în continuare mi se pare că nu e ca atunci când spuneai tu în Suburbia, când eram și eu în liceu și se adunau 200-300 de oameni la concertul... Dracu știe cine, că nu-i promova nimeni pe Facebook, deci nu erau vedete online, da, să zici, da, da. Pur și simplu, veneau 200 de oameni la unii din underground să-i vadă, că auzeau zgomot de pe stradă sau ceva genul ăsta. Probabil sunt numai acum probabil sunt ca niște bătrâni. Farți, da. Da, 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 da. Pe vremea mea era... Păi, dar chiar așa era, habar n-am dacă e o nostalgie proastă sau bună, dar... Ne. Da. Bine, asta... Și asta, mă simt cumva nevoit să subliniez chestia asta apropo de oamenii care vor să vadă discuția asta, că nu, cel puțin eu și nici tu din ce a apărut, nu ne luăm de genurile muzicale anumite. Nu, nu, știi că discuție e, da, că în ziua de azi e la modul de apă, înseamnă că ai ceva cu genul ăla muzical, ai cu trap-ul, ai cu nu știu ce, ai cu... Păi, repet, și la trap mi se pare că sunt prea puține concerte față de cum a simți că ar trebui, știi? Adică, cred că, de fapt, în zonele care sunt ceva mai comerciale, cum e trap-ul, artiștii se mulțumesc să fie prezenți mai mult în online, de unde probabil vin banii mai lejer. În ziua și de azi, da. Faima vine foarte simplu, că ți-ai primit like-ul care probabil în mintea ta echivalentul unui pișete pe noi, știi? Adevărul e că s-a schimbat, uite, o altă chestie, unul din factori care putea să fie, să răspundă la întrebările noastre, că în 2007, 2010, 2012, nu era netul așa de mult la putere, nici YouTube-ul, nici nimic. No. Ori în ziua de azi, ce mă, fac content pe YouTube și zic așa, știi? Da, da, da. Faci content pe YouTube și e mult mai ușor. Da, chiar e mai ușor din punctul tău de vedere. Da, ai zis că acum ești cu scrisul. Cum e viața de autor? De fapt, stai să te întreb, okay, tu mai ai și alt loc de muncă sau tu acum ești doar influencer? Nu, am day job de 8 ore și îmi place așa. Da? Îmi place foarte mult, pentru că nu vreau să fac bani din scris, cel puțin în momentul de față, pentru că nu văd... Nu vreau, vă rog frumos, nu mai insistați să-mi dați bani din scris. Nu mai, vă rog. Am zis de atâtea ori... Bine, dacă pică să pice, lasă să pice, că nu strică niciodată niște bani în plus pentru încă 3 pachete de chipsuri sau nu știu ce... Probabil ai auzit și tu că se câștigă puțin din scris. Da, da, nu. Ideea e că mie îmi place cumva ideea asta să am un echilibru, știi? Pe de-o parte e jobul și pe de-altă parte e hobby-ul, pentru că la mine scrisul este încă hobby. Și îmi place asta pentru că pot să nu fac anumite compromisuri, știi? Dacă ar fi acum să trăiesc doar din scris, aș fi cumva forțat de împrejurări să scriu articole despre, nu știu, fizică cuantică, despre gaură negre. Sau oricum să scrii mai mult decât simți. Da. În ziua de azi, oamenii cam asta sunt. Au mereu, au cea mai mare tracțiune, din ce am observat, articolele cu găuri negre, cu fizică cuantică. Nu le înțeleg oamenii în general, știi, dar sună mișto. Și astea sunt două subiecte de care nu vreau să mă apropii, că nu le înțeleg atât de bine și nu vreau nici să scriu doar de dragul de
știi, a face bani. Bine, dar la cărți am văzut că ai ceva vânt și mă refer și ca cerere. Da, așa pare. Acum doar sper să fie, nu, sper să nu fie doar aparență, știi? Că eu în momentul de față lasă să-și facă treaba gura lumii, ca să zic așa, știi? Ai promis ceva fanilor tăi că revii cu o nouă carte? Că... Nu, n-am promis că și a treia carte. Asta a fost tot așa un gând la un moment dat. Știi, a fost la un moment dat un gând, băi, dar dacă aș face chestia asta, că în România nu prea există cărți care să trateze problema pseudoștiinței. Adică... Dar crezi că era cumva nevoie? Da. Crezi că a ajuns atât de deranjantă pseudoștiința încât... Da, pentru că... Asta se leagă cu o altă întrebare pe care vreau să-ți spun. Crezi că ar trebui ignorați sau deja sunt atât de mulți încât... Nu, și dacă sunt doar 2-3 oameni, niciodată nu ignorăm. Uite, asta apropo de ce ai întrebat și mai devreme, dacă nu mi se pare descurajantă treaba să mă tot ocup cu chestia asta. Nu mi se pare descurajant pentru că consider că mereu trebuie să fie cineva care să li se opună. Indiferent că-i convins sau nu, trebuie să vadă că nu o să fac le iasă schema, cum e cu antivacciniștii. Nu îi convinge tu, dar trebuie să vadă mereu că e cineva care li se opune, pentru că altfel fac cum vor ei și... Bine, acum chiar înainte să vii am văzut că nu știu ce s-a întâmplat cu legea, bla bla, raport favorabil pentru legea vaccinării obligatorii. De foarte bine. Bun. Dar eu am dubii acum că dacă va trece această lege, cel mai probabil va trece, așa mi se pare, am dubii că oamenii antivaccin vor înțelege și o vor lua tot ca o bătălie pierdută într-un mare război. Că de fapt asta mi se pare descurajant, că oamenilor nu li se explică, dar nici nu știi cum să le explici. E un limbo în capul meu, cum să explici ca să înțeleagă? Multor n-ai cum să le explici pentru că efectiv nu vor să înțeleagă. Deci nu vor. Trebuie să accepți că sunt unii oameni pe care nu o să-i convine niciodată. Da, dar zice chestii elementare. Adică... Da, dacă ei nu vor. Și orice ar zice cineva, orice ar spune oricine, în secolul 21, să ai acces la internet și încă să crezi în chestiile astea, ignoranța e, nu e o scuză, știi? Să ai acces la internet și să fii ignorant nu e o scuză deloc, știi? Și din nou, vorbim de oameni cu acces la internet, nu de cine știe ce persoane uitate, uitate de lume, știi? Am văzut și eu, și cu Pământul Plat, și cu... Doar ce a murit omul ăla de curând, încercând să demonstreze. Da, pe aia n-am comentat-o, că n-am vrut nici să par, știi, la modul de... Că da, era toată lumea hammer it down cu, aha, uite, vezi că a murit ăsta, că nu știu ce. Da. Dar... Nu mai știu ce vreau să zic. De chestia asta, că oamenii, că mulți puțini trebuie să combătuți. Da, trebuie să nicio signal, pentru că de-aia am și ajuns în situația asta. Bine, am zis mai devreme că mereu au fost oameni care au crezut, dar... Probabil acum au prins ceva mai mult curaj sau... Da, ia acum un soi de epocă de aur de a lor, știi? Am ajuns în situația asta pentru că mulți oameni care știu știință și ar putea să facă ceva au zis să-i tacă, să ignore. Că lasă-mă că sunt... Ai văzut poză cu meeting-ul de azi din fața, nu știu... Fața am văzut o fotografie de n-am... Erau câțiva. A, pentru asta erau? Da. Erau câțiva. Zice, ok, dar sunt foarte gălăgioși, știi? Și așa strâng oameni, pentru că oamenii când văd pe net o chestie, ei nu stau să se gândească, bă, da, ia hai să văd și eu, care sunt sursele? Studiul ăsta științific a fost retras sau n-a fost retras? Știi, chestii de genul ăsta. Dar nu cred că intră în detaliile astea. Păi nu, asta, știi? Și ei văd pur și simplu, care face mai mare gălăgie, ăla câștigă în mintea omului obișnuit. Bine, revenind la, na, neapărat că vreau să dau ca exemplu pe Olivia Ster, dar iar și un stil mai uman de a prezenta situația. Da. Asta pentru că nu intră în detalii foarte științifice, nu că le-ar stăpâni, dar alea care sunt. Nu obosește omul, asculți pe ea ca pe o poveste, știi, și cumva cred că ăsta e darul
da, oamenilor corect. Ca ea, că știu să vorbească cu oamenilor, bă, exact pe limba lor, știi? Și apel la emoții. Și apel la emoții și o grămadă de sofisme. Ai văzut cum e în general, și... cu... da, exact, nu, așa e. Și de-aia, de-aia și eu încerc să fac, fac ce încerc eu să fac, să povestesc totul mai ca pe poveste. Păi știu că am avut, a, ce bine că am lăsat. Am uitat să închid ușa, dar nu-i problemă. Știu că asta am avut o discuție și mă uitam la comentariile când am făcut podcastul cu Marius Stanciu, cu psihologul. Nu știu dacă ai văzut podcastul, el vorbește destul de academic. E cumva un defect profesional, nu poate să se lepede de limbajul pe care l-are. Și foarte mulți oameni se blochează, știi, la modul... Da, este un defect academic. Bine, defect, nu la modul de... că ai ceva cu oamenii respectivi sau ceva, știi? Dar, nu, dar te obișnuiești. Da, te obișnuiești pentru că ajungi la un anumit nivel și în care nu mai apuci, nu prea mai ai contactul cu oamenii... care nu sunt în mediul. Da, exact. Și normal că nu vorbești. Și oricum, sunt foarte puțini oameni de știință care au și darul ăsta al vorbirii și au și timpul necesar. Dar știi? Trebuie să stai în toate bulele, să de te exemplu, uiți cum vorbesc cu... Uite-te și în România, sunt o mână de medici foarte cunoscuți, care au timp să mai și explice chestiile de genul ăsta. Pentru că, să fim serioși, să ai în fiecare zi consultații, știi, pacienți, și mai și timp. O gardă odată pe lună și să mai stai să mai și postezi... Și să mai și vorbești, să-ți faci un exercițiu, să vorbești pe limba fiecăruia. Da, nu... E greu. Da, eu personal nu le port pică, ca să zic așa, știi, oamenilor care știu știință și nu luptă neapărat în mod activ pe cale interneticească, știi? Interneticească. Încerc să nu mă mai obosesc bine. Acum cumva am și invitați din anumite zone care ei duc lupta asta, știi? Adică tu cumva ai lupta ta și alții exact. Așa, la fel. Și simt că mi se mai amie la modul că nu trebuie să mai stau să mă cer cu toți nebunii pe internet. Le zic, bă, uite-te la podcast, am un om care îți explică ce n-ai înțeles. Dar l-am avut de curând pe Gelu Duminică invitat. Și mi-a comentat un tip la clipul cu el că, bă, n-ai ce să-i faci, că romii sau țiganii, cum spunea el, e în ADN-ul lor criminalitatea. Și am, bă, chiar n-ai înțeles nimic? Mamă, adică, mamă. Știi? Da. Ce poți să faci în contextul ăsta? Știi? Că, na, că ei sunt degeaba pe pământul ăsta și singurul lucru pe care l-am mai putut să-i spun, bă, dar cât de prețios ești tu pentru specia asta? Adică, ok, că sunt aia degeaba, că put, că fură, da. Dar tu cam cât de prețios te simți? Adică crezi că fără tine se duce dracu specia, țara? Dar ăla-i maximum de nervi pe care vreau să-l mai am, că nu mai interesează. Da, mi se pare cumva logic. Adică nici nu ești obligat să te bagi într-un domeniu bă, în care... Te enervează. Dar... La fel, cum am zis mai devreme, cum nu mă bag nici eu în politică, că se bag alții ca să activez, știi? Nu să mă intereseze neapărat, dar să activez, știi? La fel, nu e nevoie să te bagi nici tu în chestii. Fiecare pe felia lui. Da, dar legat de ce ziceam mai devreme, că eu acum dacă intru pe un grup de ăsta de antivacciniști, ok, râd la prima, a doua postare, după aia mă enervez. Că sunt prea mulți și e prea multă prostie. Este. Nu recomand. Ai nevoie de niște nervi tari. Da, și nu-mi dau seama de ce... De ce nu se gândește? Habar n-am, și poate mai mult te... Mă gândesc că, acum gândim ca un publicitar, majoritatea antivacciniștilor, ce am văzut pe grupurile alea, sunt din categoria oamenilor care încă se mai uită la televizor, la anumite emisiuni și la anumite televiziuni. Păi putea să, nu știu, poate să dai mai multe informații acolo, habar n-am. E și o problemă gravă, o criză gravă de încredere în experți. De asta e vorba, că și la argumentele cu pământul plat și cu argumentele antivacciniste, oricât ți-ar da ei cu matematică, cu genetică, cu știi, oricât argumente, pseudo-argumente ți-ar da ei, totul se reduce la ei te mint. Știi? Dar crezi că e pentru că nu există încredere în specialiști sau pentru că oamenii nu înțeleg specialiștii oricât de colocvial la vrei? Pentru că unii sunt și de un analfabet. Adică păi nu. Vorbim și de o țară cu analfabet funcțional. Da, de este vorba clar de analfabetism funcțional și științific. Și da, nu înțeleg termeni de bază și nu din cauza asta nu au încredere în experți, în specialiști. Și e și ideea că mulți confundă
mulți confundă, ca să zic așa, tehnologia cu business-ul, știi? În sensul că te duci la medic în România, să zicem. Ăla nu se poartă frumos cu tine, știi? Care și el toane, are o zi. Te dă în picioare, te dă afară în șuturi, știi? Și mulți de acolo trag concluzia că medicina, că n-am eu încredere în vaccinuri, că nu știu ce, că... Și pune semnul egal între business, între, ca să zic așa... Cum își face o meserie, da? Și tehnologie, știință, știi? Știința vaccinurilor. Sau cum e cu organismele modificate genetic. A, că Monsanto face nu știu ce nasoale, că nu știu ce. Da, ok, bun. Monsanto poate face niște chestii nasoale. Dar asta nu spune nimic despre tehnologia organismelor modificate genetic. Că de aici vine, de fapt, ideea asta cu business-ul versus tehnologie. Uite, eu chiar nu m-am documentat despre chestia cu organisme modificate genetic. Până la urmă, e bine să mâncăm chestii care sunt modificate genetic sau nu? Știu despre scandalul Monsanto, câteva lucruri, cum că fac rău, mai degrabă pe... Ba, acum nu știu și cu rău, că sunt multe chestii care nu sunt înțelese de oameni, știi? Tu ce ai înțeles din chestia cu organisme modificate genetic? Se ia o genă, se bagă de la un organism, se bagă în alt organism. Atât. Dar asta nu spune nimic, nu e cum vezi în poveștile alea horror, că bagă gene de pește în roșii și le transformă în pește roșia, sau mai, da, exact. Ori, e doar o chestie să reziste la intemperii, nu? Da, da, în funcție de gene, în funcție de codul genetic, de gene, de fapt, genele care se bagă în un anumit organism, se întâmplă anumite chestii, știi? Și mi se pare așa, o frică fără fundament, pentru că până la urmă împărțim nu știu cât la sută, știi, 99% din codul genetic cu cimpanzei, 27% pe acolo cu planta de muștar, nu știu cât la sută cu musculița de oțet, știi? Adică, oricum avem cod genetic pe care îl împărțim cu alte organisme inferioare, da, cu mentalitatea multora. Dar asta nu înseamnă că dacă am cod genetic pe care îl împar cu musculița, înseamnă că brusc îmi cresc acum, știi, ochi compuși și mai știu ce. Deci asta zic, că sunt prost înțelese treburile astea cu organismele modificate genetic. Ok. Și presupun că s-au făcut ceva studii să descopere dacă îți provoacă vreun cancer. Da, bineînțeles, doar pentru că nu le știm noi și nu ne interesăm noi să aflăm, nu înseamnă că nu. Bine, sunt. Acum pe Facebook, ce-i drept, și apar foarte multe lucruri și oamenii le au de gata, la modul, bă, l-am văzut acolo, aia e. Da, asta e o problemă foarte mare. Și dacă ți-a mai fost băgat în față și de un influencer sau ceva, o vedetă în care tu ai foarte multă încredere, ce mai ai de comentat? Da, uite, un articol foarte recent revenind la coronavirusul ăsta nou, din The New York Post, care spuneau, e titlul: să nu credeți ce spun chinezii că nu ar fi scăpat virusul dintr-un laborator. Oamenii citesc postările respective, postarea, articolul ăla, și înțeleg că virusul a fost făcut. Păi da, am auzit chestia asta zilele trecute. Ne, că virusul de fapt e făcut în laborator, că în Wuhan e nu știu ce laborator. Spune-o de ce, pentru că n-a mai dat de mult timp o ciumă de aia nasoală peste noi. Și mi se pare că o chestie de asta extraordinară de genul pandemie poate fi cauzată, poate apărea doar dacă e creată de cineva. Nu poate să apară în mod natural. Și chiar am scris în ultima postare de pe blog despre zoonoze. Bolile care apar când niște agenți patogeni, virusuri, bacterii, așa, paraziți, migrează, ca să zic așa, de la alte animale la om. Cum a fost și cu SARS-ul, gripa aviară, gripa porcină, știi? Boala vaccine bune, chestii de genul ăsta, Ebola, sunt zoonoze, provin de la alte animale. Nu e nimic extraordinar în faptul că coronavirus a sărit de la un alt animal. Nu se știe momentan exact încă de la ce fel de animal. Liliac. Liliac sau pangolin, nu știu, da, cum îi spune în română. Dar nu e nimic extraordinar. S-a tot întâmplat de-a lungul istoriei, știi? Adică ăia cu ciuma neagră, cu moartea neagră de la 1347-1353, e făcută pe vapor. Bacteria aia, unde o fi făcut? În ce laborator? Hai te da.
laborator high-tech pe vapor, îți dai seama. Și da, ni se pare extraordinar în ziua de azi, aparent. O ducem atât de bine și multe chestii de genul ideile antivacciniste și așa, parcă că o ducem prea bine. Adică de când ai mai văzut tu pe cineva, de exemplu, desfigurat de sifilis? Sau să moare... Dar nu cred că am mai existat de multe cazuri. Ei, până la începutul secolului 20, sifilis era una dintre cele mai nasoale boli. Oamenii mureau desfigurați, demenți. Da. Da, deci era nasol. Nu în România și nu poeți. Poeți român. Aici, nu știu, nu le-am, nu m-am interesat. Da, asta e clar. Ce te referi, dar... Poeții români n-au fost atinși de sifilis. Asta este... Da, clar. A, deci se înțeleg că dacă la un moment dat sifilis ar avea o mutație și ar exploda, lumea ar considera că, da, e laborator. Da. Aici e vorba de o bacterie și e știi, problema aia cu că devin din ce în ce mai rezistente la antibiotice. Pe care oricum deja se știe că le luăm amboule. Da, da. Și e într-adevăr pentru că oamenii tot fac confuzii. Erau aia la acum un an, doi, referitor la aia cu vaccinurile cunoaște riscurile, care e oricum o pagină de tot. A zis, nu știu ce spusese Arafat de gripă, de vaccin, de... Și au dat ei un share la un articol științific, un studiu științific, în care spunea că usturoiul poate fi folosit ca să prevină răceala comună. Deci idioții ăștia au confundat gripa cu răceala comună. Și tot ei erau fuduli când dădeau un Arafat. N-am nicio simpatie față de... Da. Îți spun cum a fost, știi? Și dădeau în el. Erau ei așa fuduli că ia uite că nu știu ce. Uite aici studiu, Arafate. Uite studiu. Și proștii confundau gripa, care e cauzată de un virus, cu răceala comună, care e cauzată de total alte virusuri, știi? Ok. Deci tot o formă de analfabetism științific. Da, da. Dar ai fost vreodată invitat la o dezbatere cu un antivaccinist sau a fost vreun context de așa natură? Cu antivaccinist nu, dar m-a invitat un nene creaționist la emisiunea lui, de la televiziunea lui. Poți să-l zici care? Nu, că nu mai țin minte. A fost acum 3 ani ceva de genul. Pe un comentarii pe Facebook. Acolo. Era o televiziune online, nu? Probabil online. Probabil online. Mai țin minte dacă avea un 7 în... nume sau un logo? Nu, dar poate o să caut după, să văd dacă mai găsesc. Că dacă nu, s-ar putea sunt nu neapărat creaționist, cât de fapt creaționist era. Că știu că am fost invitat anul trecut la o astfel de televiziune cu speakerul demotivațional și e cumva tind să cred că e aceeași televiziune. Posibil. Eu am tot căutat de-a lungul timpului să aduc, acum la podcastul am de puțin timp, dar să aduc împreună un vaccinist și un antivaccinist să dezbată. Eu nu vreau să fac chestiile de genul ăsta pentru că după părerea mea, și aici este discutabilă treaba, aici poate fi dezbătută alegerea mea sau așa, dar eu sunt de părere că în momentul în care faci o dezbatere cu știință versus pseudoștiință, cumva legitimizezi pseudoștiința. Pentru că, din nou, omul din public vede că amândoi sunt invitați să discute. De pe picior și, de egalitate. Da, sau? Și înțelege că poate e ceva și de capul pseudoștiinței, că altfel nu-l chema, nu? Dacă spunea prostii. Deci, probabil, adevărul e pe undeva la mijloc. Și adevărul nu e pe undeva la mijloc. Știi? Da, Și de-aia nu, eu personal nu fac asta. Bine, nu e nicio pierdere dacă nu vreau să fac asta. Că nu, dar în același timp au fost dezbateri Olivia Ster versus medici și mi s-a părut că a fost bine că au fost. Cu toate că da, și acolo poți să zici, da, uite că și ea are dreptate, că și medicii mai greșesc. Sau exact. Nu știu care corporație a făcut nu știu ce medicament, cum a fost în anii 90, un scandal uriaș. Talidomida a fost în... Habar n-am, a anii, fost în... Cât ai zis? Anii 90? În anii 90. A, anii 90, da, nu, aia a fost mult mai devreme. Da, nu știu despre care medicament. Cred că în anii 90 a fost ceva... Cum se numește boala aia când nu ți se coagulează bine sângele? Hemofilie. Era un medicament, parcă prin Germania și... Chiar o să mă documentez, dar știu că a fost un scandal prin anii 90 cu ceva... care provoca hemofilie și era pentru altceva. Mm-hmm.
și a fost și o companie mare, nu vreau să zic vreo tâmpenie, să zic că a fost Bayer, dar e ceva de categoria aia, atât de mare. N-am înțeles. Da, se întâmplă chestii de astea. Uite, o altă chestie pe care oamenii trebuie să o înțeleagă când vine vorba de știință. Mai dă greș. Dă greș tot timpul. Dar din greșelile alea învățăm. Dă greș tot timpul. Păi, dai seama că asta... asta nu ajută pe nimeni să afle. Păi nu, asta e, dacă nu vrei să înțelegi și nu înțelegi esența, dă greș. Că, de exemplu, cum crezi că am învățat să facem antibiotice, dacă nu... Din eroare în eroare. Exact. Sau, eu știu, rachete către lună. Asta mi-aduce aminte de o replică pe care am auzit-o de curând la unchiul meu, care spunea, bă, tu vii să te ajut eu. Ai fost la biserică? Da. Și te-a ajutat? Ți-a răspuns? Nu. Deci, ce pot să fac eu mai mult? Adică ăla mare în care tu crezi de sus n-a putut să te ajute. Unu, crezi să mă bag eu peste el? Da, da, da. Și la fel și cu asta. Vorba ta, știința nu. Nu, oamenii trebuie să înțeleagă că știința greșește. Dar din greșelile alea se învață. Și vorba lui avea Isaac Asimov un citat care mi-a plăcut și se pretează aici. Dacă știința creează probleme, nu neștiința o să le rezolve. Știi? Da, corect. Adică, uite... Ce bine le zice domnul ăsta. Ba... Din păcate am citit doar Caverne de Oțel de la el, dar trebuie să mai fac timp. Eu am început cu Fundația. Da, păi am înțeles că dacă nu mă înșel, cea mai cunoscută carte. Ar trebui să se citească mai mult SF. Ar trebui mai mult SF în școli. Vă spun sincer. Eu nu mi-aduc aminte dacă nu, am avut... Nu știu, cred că suntem aproape aceeași 89. 89. Bun. Am avut o lecție în nu mai știu în ce an, în care era o povestire scurtă, SF. Și aia a fost. Atât. Jur că nu mi-aduc aminte. Ori... Mi-aduc aminte că am avut Harry Potter o bucățică și mi s-a părut... Wow, ai avut Harry Potter? Da, parcă într-a 10 am avut o bucățică din Harry Potter, că mi-aduc aminte că era ceva din... Știi că în Harry Potter avea competiția de vâșhăți? Da, vâșhați, era. Era vâșhați sau da, vâșhați. Vâșhați. Și am avut o bucățică din aia și am băi, ești nebun Harry Potter în carte de română? Da, foarte bine că o dat. Da, mi s-a părut incredibil. Dar SF absolut deloc. Da, nu, și îți spun și de ce. Nu neapărat pentru că îmi place mie. Dar de fapt, bă, da, pentru că îmi place mie și am un motiv pentru care îmi place. Și ăsta e motivul. SF-ul, spre deosebire de alte genuri literare, are puterea de a schimba cumva cursul omenirii, știi? Și oricum te strânește pe tine. Pentru că SF-ul te trage după el, știi? Nu te împinge de la spate, te trage. De exemplu, Robert Goddard, care a fost inventatorul primelor rachete cu combustibil lichid, pe care se bazează absolut orice misiune spațială în ziua de azi, a ajuns să facă ce a făcut pentru că a citit H.G. Wells, Războiul Lumilor și alte chestii de genul. Și s-a gândit el, bă, da, mamă, oare vreau să ajung pe lună sau pe Marte, bine, nu eu, să ajungă omenirea pe lună, să fac și eu ceva în privința chestii astea. Și uite așa, adică numai și la seriale SF, telefonul mobil, după Star Trek, știi? Ai da, zis? Știu că era la un dat pe internet un vlog de câteva minute cu invenții inspirate de Star Trek. Bine, și inclusiv teleportarea, care încă nu se întâmplă, dar e așa un lucru la care oamenii lucrează, exact. Pentru că doar s-a întâmplat în Star Trek. Exact, exact, exact. Despre asta e vorba. SF-ul zice, bă, pornește ca un vis. Are și anumite chestii de pseudoștiință sau măcar... Bine, pseudoștiință. În general, SF-ul se împarte în hard sci-fi și soft sci-fi. Hard sci-fi, de exemplu, ce scria Asimov, ce scria Arthur C. Clarke, care are destul de multă știință în el, știi? Firește, și partea de fantasy. Da. Dar soft sci-fi, de exemplu, este Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ăla chiar că își permite să dea de pereți cu toate legile universului, știi? Să nu, pe Douglas Adams nu îl interesa foarte mult, adică când a scris cartea aia se vede că nu îl interesa foarte mult acuratețea științifică, că o comedie SF, știi? Și asta e, se împarte în mai multe
se împarte în mai multe genuri, din ce am prins eu până acum. Și da, asta e, da, cred că, și pe lângă faptul că și SF-ul, de exemplu, și revenim din nou la Asimov, SF-ul nu e doar, hai, hai să vedem cum o să fie lumea de mâine. SF-ul adesea este și un tratat despre societatea dintr-un anumit punct. Adică de multe ori autorii SF au inclus în poveștile lor, și-au bazat poveștile pe diferite statement-uri pe care au vrut să le facă. De exemplu, uite, la Welbeck am citit anul trecut în iarnă posibilitatea unei insule, cred că se numește, și în cartea asta el își imaginează o societate în care oamenii se clonează, adică trăiesc din clonă în clonă. Da. Și e foarte interesant că el are o previziune asupra societății, plecând de la momentul nostru de astăzi, cum va fi peste ani, cu rasismul, cu sexismul. Da. Și e foarte interesant că din punctul ăsta de vedere poți să vezi niște predicții interesante. Exact. Acum, nu zic, nu, în niciun caz să nu se înțeleagă că alte genuri literare nu sunt deloc ok sau că ar trebui să nu le mai dea deloc în cărți, în manuale. Dar oricum trebuie să fie datate. Dar cred că SF-ul ar trebui să ocupe un loc, să ocupe un spațiu ceva mai mare pe plaja de... Repet, eu nu mi-aduc aminte dacă am... Nici pe care nu știa că s-a discutat așa mult. Probabil a fost așa foarte pe fugă. Și acum o să pară că sunt foarte ignorant, dar eu nu știu un autor de SF român. Bă, da, unul, nu știu. Nici nu citesc așa de SF-uri. Na, nici. Adică nu intru în librărie și zic vreau o carte. Uite, este cineva care a scris o carte foarte drăguță și mi-a plăcut. Florin Stanciu, Omnium. Chiar o să-mi notez. Este scoasă la Nemira și mi-a plăcut. Din ce am răsfoit, da, da, mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut. Aia mai ales că are și niște chestii drăguțe care pe mine mă termină la modul mișto. La începutul fiecărui capitol e cât un pasaj mic așa dintr-un soi de enciclopedie din lumea respectivă, știi, și explică diversi termeni. E... haios, e niște imersiune acolo, știi? Foarte tare. Da. Domnul, o să ne apropiem de final, ceea ce de obicei zic când mai sunt 10-15 minute. Da, așa fac și la stand-up. Mi-au zis, opa, dacă nu vreau să mișc camera, am anunțat populația că urmează să vii și mi-au lăsat niște întrebări pentru tine, nu multe, dar am reușit să fac un grupuleț pe Facebook, se numește Acum Facem Asta. Nice. Și acolo îi țin pe oameni la curent cu cine vine, la fel îi rog și pe ei să-mi spună ce sugestii de invitație au. Jur că dacă Zaia Fet a candidat la primăria Bucureștiului, la câte cereri pentru el am la podcast, ar câștiga detașa. Bun, o avem pe Alexandra Călărașu, care ar vrea să te întrebe ce fel de elev ai fost în școala generală și în liceu. Ha, ce drăguț. I-aș vrea să întreb dacă erai tocilar, că cumva... Nu eram tocilar. Nu, n-aveam cu dalea cu 10 pe linie. Eram un elev mediocru, nu cel mai popular, dar aveam prieteni, nu eram de la retras, mai ales prin liceu am început să și cânt în trupă și... Deci ai descoperit faima, femeile, băutura, manele... Băutura nu... Manele nu, femeile, manele. Nici acolo nu prea, pentru că eram clăparul de voi și clăparul. Ai undeva în spate, da, nimeni nu. Nu. Pare rău. Dar eram cu minte mediocru, l-am învățat. Da, aveai o materie la care mai luai și tu 4, adică. Nu, cred că 7 luam, cel mai puțin 7-6 în liceu, da. Știi? Dar tocilar nu eram în niciun caz. Da, ok. Și cel mai bun la ce erai? Cred că la engleză, mai ales că știi cum erau profesorii de engleză, majoritatea pe vremea aia. Ai mei erau destul de exigenți. Da? Da, nu știu, eu n-am dat. Da, bine, atunci mea culpa, numai la mine. Ai avut o perioadă bună. Păreri despre orele de fizică, chimie și științe în general în școlile din România. Ce este atât de greșit la ele și ce ar trebui schimbat? Băi, problema e că... Bă, la mine orele de fizică, cel puțin în general, erau foarte interactive. Făceam experimente. Ok, când băgam formule și matematică, eram prostul clasic. Da, din ce am avut eu parte și ce am mai observat e că sunt destul de insipide, ca să zic așa, știi? Adică, da, firește că trebuie să-ți dea și niște formule, să așa că înveți fizică, știi? Da, vreau să-mi dar
Cred că ar fi drăguț dacă s-ar orele astea ar include și niște povești în sensul de da, povești despre cum s-au ajuns la anumite chestii, cum au ajuns să înțelegi anumite. Să înțelegi că eu, de exemplu, dacă îmi dai, de exemplu, o ecuație, nu o rețin. Fac un efort involuntar să nu o rețin, pentru că nu mă interesează. Dar dacă îmi spui cum a apărut această ecuație, ce se căuta când s-a... Uite și matematica, de exemplu. E canalul ăla Numberphile, care e foarte tare, numai cu matematică și povestesc ăia de ce e un număr așa, deci cum a s-a ajuns. Bine, mi se pare că și pentru profesori e mult mai accesibil asta să găsească modalități de a preda, adică le ai pe internet, poți să este. Să furi de acolo know-how. Și bine, nu e, vreau să menționez și că nu e vina profesorilor în 100% din cazuri, adică nu e vina exclusivă neapărat a sistemului de învățământ, a profesorului, a copiilor, a... dacă e să o luăm, sunt mulți factori, e împărțită treaba, știi? Părerea dânsului despre promovarea tot mai mare a inculturii și ignoranței în mediul online, în formă de conspirații, propagandă religioasă și analfabetie științific. Ia spune dânsul. Am o părere foarte bună. Nu, îți dai seama că... Cred că e ce spuneai mai devreme, online, da, nu care este, cred că am răspuns la întrebarea asta pe tot parcursul podcastului. Nu știu dacă mai am de adăugat ceva, da, ce pot să zic. E nasol. Da, e nasol. Ideea e să fim... Să nu mai faceți. Da, eu aș încerca, eu personal încerc să... Cred că ar trebui adoptată tactica asta de cât mai multă gălăgie și din partea celor care popularizează știința, știi? Da, ce și nu gălăgie la modul zgomot neapărat, dar să vorbim tare, dacă te întrerupe, metaforic vorbim, la figura, dacă te întrerupe un antivaccinist, de exemplu, vorbește tare, vorbește și tu tare peste el, știi? Da, și nou. Explică-i biologic cum de poți să vorbești mai tare. Da. Și tot Gabriel te întreabă de ce ai preferat să renunți la încărcatul videoclipurilor pe YouTube în favoarea blogului și postărilor pe Facebook. Ce oferă acestea în plus față de conținutul pe YouTube din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere, unu, mă pricep mai mult la scris. Prefer să scriu decât să vorbesc, pentru că la scris pot să, da, mai pot ștere, să corectez, mai pot să... Și pentru mine contează că eu personal, după cum s-a observat și de-a lungul acestui podcast, nu le-am eu cu vorbitul foarte... Mă bâlbâi, mă așa, pentru că de multe ori vin gândurile, uite așa, știi? Și prefer să nu mă bâlbui, că după aia e posibil să zic ceva ce am să regret. Nu în sensul că să spun chestii controversate sau așa, dar să spun... Oricum chestii... lumea se agață de orice greșeală faci. Da, exact. Dar e posibil să spun chestii care nu sunt factual corecte, știi? Și n-ai timp să verifici, așa am scris repede. Adică oricum când scriu postările, după aia... Adică îi dau publish și după aia următoarele câteva ore tot mai corectez chestii la ele, știi? Și bine, mie îmi place chestia asta. Îi dau publish și că atunci văd. Da, oamenii chiar s-agață de orice. Deci am avut la un moment dat un invitat sau o invitat la podcast. Băi, a vorbit și nu o oră. De știință. La un moment dat a avut o greșeală, nu știu, un dezacord, care probabil a venit din faptul că, da, volum mare de cuvinte. Toată lumea s-a legat de chestia. Toată lumea. Câțiva la comentarii s-au legat de chestia asta. Aha! E proastă sau e prost? Cine știe să vorbească ca lumea română? Să fim serios, serios și în 100% din cazuri. Cream că o să înjuri. Că ai avut așa o pauză. Cine știe să vorbească ca lumea română? Sunt 100%. Nu, că mai este, poate se uită și părinții mei și nu e frumos să spun. Targetul e foarte variat la podcastul ăsta. Deci ca vârstă e... Nici nu știi ce te izbește. Dar... Da, și de ce? Da, prefer să scriu, sincer. Nu neapărat că scriu eu, sunt eu autor de Nobel în literatură, mie e mai ușor, efectiv. Și trebuie să-mi fie ușor ca să pot să transmit ideile cât de cât cum vreau eu. Asta e primul motiv. Și al doilea motiv este pentru că atunci când scriu, doar scriu și dau publish, iar când fac un video pe YouTube... Scrie scenariu, filmează-te, montează. Editează, da, montează. Pune becurile. Triple to work.
Și nu am nici timp fizic și nici tragerea de inimă să... Adică nu, nu neapărat că tragerea de inimă, dar n-am timp chiar fizic, durează mai mult. Da, e niște muncă pentru care nu am... Da, mă, crezi că aceeași dilemă am și eu. Deci când vine cineva la podcast, până intră pe ușă, sunt, bă, n-am niciun chef. Deci trebuie să pun luminile, trebuie să fac cadru. Oricum camera asta filmează cadra. Tot la un dat, ți-ai zis, o să schimbe, o să filmez cu o cameră mai bună. Trebuie să fac încadratura, să mă uit cu tot podcastul cu frica să nu se termine. Adică mă gândesc la chestia asta aici. Și pe aia când vine invitatul și începem discuția, sunt, bă, dar ce mișto e. Adică da, realmente e net superioară senzația față de dacă ți-aș trimite întrebările pe mail. Știi? Da, 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 corect. E cu totul altceva. Da. Și după aia când pleci tu și trebuie să bag toate chestia asta în iar Adobe, ești... sunt ai, să-mi bag picioarele, acum trebuie să fac sunetul, trebuie cine să mă umblu la culori. Cine o urc pe net, mă uit, am că e frumos. Uite, se aude oamenii, se și uită așa un pic prin ceața aia, e bine, mă, e da, bine. Da. Dar da, e mult mai mult de muncă. E mult de muncă și din nou, nu e timp fizic, știi? Că n-ai, trăiești într-o societate. E vorba, tu încă muncești, adică mai ai job. Da. Ce faci? În esență, grafică 3D, la modul de simulări pentru diverse evenimente, știi? Fac simulare frumos cu locul unde o să fie evenimentul, cum, ca să vadă clientul. Și... Agenție? Da. Publicitate? Metele. Dar nu publicitate per se. Dar mai mult de atât nu vreau să mă bag în publicitate pentru că o urăsc. nu suport publicitatea. Trebuia să începem cu asta. Ce nu-ți place la publicitate? Nimic! Da, e un pic moartea, nu? Da, nu-mi place. Și acum mă refer la domeniu, știi? Nu... Sunt așa mulți oameni care o idealizează. A, păi știu și eu, când eram la liceu, eram, nu la liceu, la facultate, am intrat în Advice, o asociație studențească inițial de ASEU-ului, care se ocupa fix cu proiecte de genul ăsta pentru studenți ce țineau de industria creativă. Cred că e Advice. Da, nu știu, da, probabil, așa... nu i-am întrebat niciodată. Da, bine, nu, în sensul bine, că probabil de acolo panul. Știi? Bine, ONG-ul era super tare și am cunoscut o grămadă de oameni care m-au ajutat de-a lungul vieții. Dar mă înțelege greșit, în publicitate sunt extraordinar de mulți oameni mișto. Da, 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 exact, toți. Asta zic. Dar este o muncă incredibil de frustrantă, puțin zis. Și am intrat în asociația asta, în ONG-ul ăsta, care a fost super tare mea, adică efectiv am ajuns aici, o bună parte din motivele pentru care am ajuns acum unde mă aflu aici, e că am fost înconjurat de oamenii de acolo. Dar erau toți, mamă, că facem seară să ne uităm la reclame, la nu știu, era like, nu, te rog, nu. Mi-am dat seama după ația am de lucrat în publicitate că și să le vezi și să le faci e la fel de enervant. Sunt mult prea puține care merită efortul. Și când mai afli că alea sunt și ghost-uri, că sunt, efectiv, sunt mimate, sunt jucate cu actori și sunt niște fake-uri ordinare, ești, bă... O altă conspirație. Care mai sunt astea care primesc premii pe la Cannes. Nu știu dacă știi, la un moment dat era o reclamă care circula în online că făcuse Samsung pe niște tiruri în America Latină, pusese pe spatele tirului să vezi ce se întâmplă în față ca să-l depășești. Băi, și mult timp și eu și oamenii până, băi, ce tare, băi, uite ce se întâmplă, băi, în lume. Și l-am cunoscut pe tipul care a făcut spotul și a zis, a fost un fake, a fost o cioacă de can, efectiv, ca să luăm premii. Și am, wow. Știi? De aceea. Da, da, da. Să te întrebai de ce, Alex? De aceea. Și sunt multe. Da. Foarte multe, grosolan de multe. De fapt, e o zugrăveală de branduri plătită cu foarte mulți bani. Cam pe acolo o văd acum. Da. Dar, din nou, I just hate the game, not the players, știi? Mai sunt și player pe care îi urăsc. Bine, unde nu sunt, că asta e... Dar da, the game e very rigged. Și în știință sunt oameni care sunt niște jeguri și în... Chiar și la Nobel am citit că e scandal. În Nobelurile de știință am citit că e scandal pentru că Nobelul... Da, a fost. Nobelul primește cercetătorul care e capul de afiș, dar el nu spune niciodată, bă, stați un pic, e muncă de echipă aici.
Adică da, eu am descoperit X lucru cu alți 40 de oameni după mine. Sunt și acolo ego-uri și... Ideea e că sper să înțeleagă oamenii că totuși oamenii și ego-urile lor sunt diferiți de știință, de ce produc ei. Per se. Adică, uite, de exemplu, Isaac Newton era și el, se certa cu nu știu ce, cu nu știu ce om de știință contemporan. Avea disuri. Hook, când a murit Hook, ăsta i-a luat portretul care era în sala, într-una din sale Royal Society, Royal British Society, cred că așa îi spune, a luat portretul ăla, l-a aruncat în foc, știi? Chestii de genul ăsta. Și totuși... Temper. Da, și totuși nu poți să zici că legile enunțate de el sunt false doar pentru că era el un jec de om ocazional, știi? Dar chiar de curând am găsit într-o librărie o carte cu despre filozofi, mari filozofi, care aveau derapaje politice uriașe. Și autorul, mi se pare că e un autor polonez sau ce, spunea în descriere că oricât de mult îi putem aprecia pentru ce idei strălucite au avut, nu trebuie să uităm că au fost ori de extremă dreapta, ori... Da, da, exact, pentru că sunt oameni, au fost oameni, știi? Și Wagner. Wagner era antisemit mâna întâi. Da, da. Știi? Dar, nu știu, din punctul meu de vedere, îi apreciez opera, pentru că totuși dacă nu mai asculti Wagner, nu mai asculti o bună parte din muzica clasică. Da, da, da. Muzica clasică care a făcut, a dus către muzica clasică modernă, adică e o piatră de hotar. Știi? Oamenii trebuie să facă diferența între... E unor chiar mi se par flagrante niște derapaje. Da, dacă sunt flagrante, îți dai seama, da. Întotdeauna am blocajul ăsta dacă oamenii îl urăsc pe pictorul Adolf Hitler pentru ce a fost el politic sau pentru că efectiv nu avea talent. Eu nici nu mă pricep deloc la pictură. Mi-e foarte greu să-mi dau cu părerea despre pictură. Dar am observat că foarte mulți oameni disprețuiesc tablourile lui și sunt... O faceți pentru că cine a fost sau pentru că efectiv nu avea talent? Da, da, este o întrebare validă. E foarte greu să-mi dau seama de ce oamenii... Și aici un teren minat, că dacă comentezi... E... Și îți dai seama că nu poți să zici, îmi place Adolf Hitler ca pictor. Da, exact, astea sunt niște probleme delicate pe care nu prea ai cum mama, deci orice îi zice... Stalin, un om execrabil, dar ce frumos spunea povești. Nu ne poate să lasă ceva de genul ăsta. E horror, da. Da. Donu, în încheiere o carte, ceva ce ai citit recent sau care ți-a schimbat viața, imagine să ai o grămadă de... Am citit ultima carte pe care am citit-o și mi-a plăcut foarte mult, s-a numit History of Disease, A Short History of Disease, nu mai știu de cine e. Ai Goodreads? Am Goodreads, o da, o am acolo la... Te găsim acolo pe Goodreads. Da, și am acolo, A Short History of Disease, Martin, nu știu cum, în care efectiv... vorbește despre istoria bolilor din preistorie până în secolul 21. El are și el niște mici derapaje din ce am văzut la comentarii tot pe Goodreads din preview unei prietene care e din domeniu așa. Are niște mici derapaje el, dar nu e nimic flagrant. Da, să zici că bă, e... Știi? Bine, cum au... Cred că mai că și la Harari cu Sapiens. Da, înțeles că are și acolo niște chestii. Dar... Și acolo și multe truisme, dar acolo nu dau seama dacă e o problemă, pentru că am tot citit din genul ăla mai mult timp și citindu-l pe el am descoperit că sunt prea multe chestii care se repetă. Mm-hmm. Sau care mi se păreau cumva la prima mână sau... Acum știi cum e. Unele dacă... chestii se repetă că asta e. Știi? Da. Adică o să tot repeți că pământul este sferoid, că... Asta e adevărul, n-ai ce să avem strămoși comuni cu maimuțele și toate astea. Și la un moment dat când citești prea multe despre asta, zici, bă, dar am înțeles, adică chiar am înțeles. Da. Știu că ești cu board game-urile. Zi un board game, vreau să-mi cumpăr de curând un board game și nu știu ce. Vrei mai de începător sau de mai... Am Risk. Știi să joci de Risk? Da, știu să joc. Am Risk Mythology în casă, nu știu să-l joc. Am pierdut regulamentul, habar n-am. Știi că există internet, nu? Nu l-am găsit, că e Risk Mythology și... Hai că ți-l caut eu când ajung acasă. Da, bă, da, proste. Am căutat și crede-mă că l-am găsit, cred că în germană,
dar o chestie mega dubioasă. Cred că așa mi-aduc aminte că la ia-ți un carnet de notițe, că îți dau acum o listă de 5 da. Pagini. Un joc care mi-a plăcut foarte mult recent, terraformarea planetei Marte. Terraforming Mars în engleză, dar au scos cei de la Lex Shop și în română. Tradus frumos în română și e efectiv despre terraformarea planetei Marte. Fiecare jucător reprezintă o corporație care primește bani de la guvernul de pe pământ și terraformează planeta Marte. Și e se lasă cu scandal, mie îmi plac jocurile la care pierd prietenii. E mișto că e cooperativ până la un anumit punct, pentru că am cu toții lucrați să terraformați planeta, dar până la urmă o să fie un singur câștigător, știi? Asta e cele mai bune. Și e destul de accurate din punct de vedere științific. Cât de accurate poate fi un board game, știi? Da. Și asta și nu e de la super avansat pentru avansați. Adică am jucat cu oameni care nu prea joacă board games și s-au prins, le-a plăcut. Aia a fost. Nu, uite chiar să caut. Dar mi-e plac jocurile astea la care simt că la final dorm pe prești sau ceva. Adică, atunci chiar să stric prietenii, zic Monopoly sau Catan. Haideți să Catan vă arăt adevărata față. Monopoly nu. Monopoly e de ajuns să mi se propună să joc Monopoly că fac urât. E groaznic. Da, este. Da, e dintr-o epocă de mult apusă. Care... Da, dar în continuare scoate cel mai rău de nou. Mi se pare că în continuare e un joc minunat prin care poți face. Bun, și ăsta cu terraformarea planetei Marte și mai zi unul ca să... Tot așa, mai simplu, a? Am jucat Saboteur, am trecut și mi s-a părut tare. Da, e drăguț Saboteur, mai ales că e mic, e așa. Stai un pic că mă gândesc acum. Uite un joc foarte drăguț. Takenoko. Cu un urs panda, cu un grădinar care crește bambus. Jocul arată foarte drăguț. Da? Cartunii. Da, e destul de mișto. Nu e cu certuri cu d-astea, dar e tare. Găsim de pretext. Da. Un prieten care mă tot cheamă la ceva Vampire... Vampire The Masquerade? Da, da, da. E RPG, e în stilul Dungeons and Dragons, e foarte tare. Mi-a dat manualul, are 600 de pagini. Zis, bă... Nu, că nu trebuie să știi tot. Uite, asta e și cu Dungeons and Dragons. Mulți oameni presupun, văd lista, cartea aia. Și, trebuie să învăț toate astea. Nu trebuie să înveți. Trebuie doar să... Tu trebuie să știi o singură regulă de bază. Te întreabă Dungeon Master-ul, Game Master-ul, te întreabă, îți spune ce se întâmplă, te întreabă ce faci, tu zici ce faci, dai cu un zar, vedeți ce iese la zar și după aia el îți spune ce se întâmplă. Ah, ok. Mecanic, asta este. Și de acolo se dezvoltă. Eu cred că toată lumea trebuie să joace Dungeons & Dragons și sunt din ce în ce mai mulți oameni spre subire de... Trebuie să mergi și o dată la o seară de... Pentru că nu e neapărat un joc cât e o activitate între prieteni. Faceți propriul scenariu, propria poveste, știi? Și chiar poate ajuta și la... De fapt, în America, în SUA, deja te ajută la dezvoltarea personală, știi? Că îți faci un personaj și... Știi? Foarte tare. Pare că să... Le recomand oricui are posibilitatea să se ducă măcar la o sesiune de Dungeons and Dragons. Poate facem una cu oamenii care se uită. Că oricum unii dintre ei ziceau că vor să iasă la o bere cu mine. Bun. Aducem o dată și... Te iese cu scandal la Dungeons and Dragons? E cooperativ. Iese cu scandal dacă e Game Master un jeg și vor jucătorii să-l bată după aia. Ok, bun, păi asta nu mă pregătesc. Te punem pe tine? A, nu, vrei să... nu, că nu vreau. Vrei să fiu, a? Hai că o să fiu. Bun, și Omanea, trebuie să recomand și Omanea. E profilul podcastului, că, na. Maneaua ta preferată, ceva, aia pe care o asculti când e singur și nu restul. Bă, nu e preferat, pentru că eu n-ascult manele și n-ascult manele pentru că nu-mi place genul, efectiv. Și știu că e controversată în ziua de azi, dar acum nu-mi place heavy metal, death metal, black metal. Death metal. Știu, dar e controversată părerea. Death metal-ul, da. Nu, să nu-ți placă, știi? Dar ce mi-a plăcut la un moment dat a fost una cântată de, cred că Salam era, răspunde la telefon. Era un live în care începea foarte jazzy și mi-a plăcut foarte mult. Da. Băi, Salam are multe live-uri foarte tari. Da, Salam răspunde la telefon, cred că așa spunea. Hai că o să o caut, să o pun frumos la descriere. Oricum oamenii, acum vorba fie între noi,
și restul. Oricum ăștia știu muzică, teorie muzicală. Absolut. Fac pipi pe noi. Da, da, clar. Da, adică eu mereu i-am apreciat pe oamenii care cântă manele, pentru că nu știu să cânte. N-ai ce să... Nu-ți place genul muzical, nu-ți place, dar asta nu înseamnă că nu poți să dai cezarului ce al cezarului, știi? Da, chiar așa e. Deci. Da, domnul. Păi ce să zic? Îți mulțumesc frumos că... vreau să mai zic, să le zic oamenilor care mă urmăresc. Acum m-am apucat de Gabor Mate, pe tărâmul fantomelor înfometate. Le știi pe Gabor Mate? Nu. Băi, l-am descoperit anul trecut pe YouTube. Este un psiholog... Că e ceva cu dependențe. E posibil să fie și altceva. Da, el vorbește foarte mult. În cartea asta ea vorbește despre dependențele de droguri. Uh-huh. Și pe internet are foarte multe filmulețe în care explică chestia asta, că mare parte din viața noastră adultă se trage prin prisma traumelor din copilărie, știi? Uh-huh. Și la fel și în cartea asta subliniază că dependența de droguri a venit pe fondul XYZ. Și e extraordinar de mișto, scrie și de... Ce, e psiholog, zici? Știu că e psiholog, mie să nu fie ceva mai mult de atât. Cred că psiholog. Și alea sunt pozele cu oamenii cu care a interacționat el. O parte din... Na, drogații. Aia, despre orice ar vorbi, bănuiesc că știe mai multe decât noi. Absolut. Deci, dar chiar o recomand și îl recomand și să-l urmărească oamenii online. Are și o părere drăguță despre Jordan Peterson, știi că e așa un pic o vasi râcă între ei doi. Și vorbește foarte frumos într-un interviu de el. Spune că l-apreciază ca intelectual, dar își dă seama că are așa un nerv care e posibil să... Știi, ca fosta, ca iubita aia care te lovește cu un argument privind mama ta. Da, da, da. La fel face el, știi, dar foarte frumos academic așa. E acolo un nerv. Da, poți să apreciezi o persoană și dacă nu ești... Știi? Da, da, clar, clar. Păi nu, ca și mie mi se întâmplă de multe ori. Domnul, mulțumesc frumos că ai venit. Tu mai aștept și cu altă ocazie. Sper după episodul ăsta să înțeleagă lumea ceva. Sau dacă nu înțelege, măcar să-ți cumpere cartea. Ți-o găsesc în librării, nu? Da. O să o las și eu în link. Unde găsesc cărțile de obicei? Cam acolo. Sunt. Că mă tot întreabă lumea, unde îți găsesc cărțile? Ați încercat. La mezeluri. La mezeluri ar trebui să fie. Da. Și o să pun și eu un link să-ți comande lumea și apoi să-mi dai 10% din cât se vinde pe... Peste un an, că peste un an vin banii. Da, da, știu. Banii de Facebook tocmai mi-au venit, deci... Da? Da, tocmai au venit banii de Facebook. Nu mulți, dar au venit. Da. Bă, da, prost, să fie primit. Dar și dacă nu e ok, tragem episodul, nu-i problemă. Da, mă, da, ne înțelegem. Mersi frumos din nou și ne vedem data viitoare. Atât!